Parlamentarii se despart cu greu de locurile călduțe din Casa Poporului. Aproape jumătate dintre aleșii Neamului candidează pentru un nou mandat, iar pentru asta schimbă și partidul dacă trebuie. Migrația de la un partid la altul a fost preferată de numai puțin de 40% dintre parlamentari. Rodi Catilică vine cu toate cifrele. Bun găsit! Partidul care și-a schimbat cel mai puțin oferta politică este ALDE. Numai puțin de 78% dintre actualii parlamentari candidează pentru un nou mandat. Pe locul al doilea se situează UDMR cu 60% dintre actualii parlamentari aflați în lupta pentru un nou mandat. La mică distanță se situează PSD, unde mai mult de jumătate dintre actualii parlamentari vor să-și păstreze funcțiile. Partidul cu cel mai mare număr de candidați noi este PNL, chiar dacă o bună parte dintre aceștia nu sunt pe loc. Eligibile. Deși sunt foarte mulți aleși care vor să-și păstreze funcțiile, potrivit Institutului pentru Politici Publice, Parlamentul, care tocmai își încheie mandatul, este cel mai ineficient parlament din istoria post-decembristă. Și migrația a atins cote record, aproape 40% dintre parlamentari nu mai sunt acum la final de mandat afiliați grupului parlamentar alături de care au fost aleși în 2012. O altă problemă este cea legată de integritate. Numai puțin de 15% dintre cei aleși și-au pierdut mandatul, o bună parte dintre aceștia din cauza problemelor cu justiția.